Petrescu, sunteți fermier de câți ani? De 30 de ani. De 30 de ani. O viață de om. Da. Petrecută, nu putem să spunem în câmp, ci pe dealurile astea așa frumoase de aici, din Dolj. Așa este. Cultivăm o suprafață de aproximativ puțin mai mult de 900 de hectare. Din totalul acestei suprafețe, 449 de hectare în acesta le avem cultivate cu grâu, ceea ce înseamnă aproximativ 50%. Două sunt motivele pentru care este importantă această cultură pentru noi și pentru toți fermierii. Prima este una din verigile asolamentului necesar cultivării plantelor în general și doi este importanța economică pe care o are grâu, nu numai la nivel național, ci și la nivel mondial pentru ceea ce înseamnă existența umană de-a lungul timpului. Noi, ca și alții fermieri, ne bazăm pe cultura de grâu în realizarea veniturilor noastre. Având în vedere obținerea unor producții, așa cum vă spuneam, medii, undeva pe solurile acestea sărace, cum este cazul anului 2021, ne-am închis pe 9.000 de kilograme de grâu la hectar. Da, apar astfel, în felul acesta apar și bolile, fără și folosiți fungicide. Folosind atât de mult azot, este inevitabil să nu apară bolile. Noi, din punctul ăsta de vedere, am rezolvat și în ferma noastră, folosind fenomenul de prevenție, primăvara de vreme, prevenim făinarea, că asta este problema noastră, densitatea și aplicarea unor cantități mari de azot ar face ca să avem aceste boli prezente. Nu este cazul, pentru că atunci când plantele sunt în faza de debut, de creștere activă, venim și aplicăm primul tratament din cele două, trei pe care le aplicăm de obicei în cultură. Pentru combaterea făinării, care reprezintă o problemă des întâlnită în culturile de cereale din România, recomand substanța activă metrafenonă, care este specializată în combaterea acestui agent patogen și care combate făinarea în toate etapele de dezvoltare ale acesteia. Pe lângă făinare, sigur că mai apar și alte boli, după cum spunea și domnul Petrescu, mai apare septorioza sau ruginile, chiar și primăvara de vreme, iar pentru aceste boli, sigur, există un pachet care conține metrafenonă pentru făinare, dar și fluxapiroxat și piraclostrobin pentru combaterea septoriozelor și ruginilor. Cel de-al doilea tratament îl facem pentru combaterea, în special a ruginilor și septoriozei. Îl aplicăm atunci când plantele sunt în faza de burduf până în spicare. Dacă fermierii nu mențin curată frunza stindard, care este responsabilă de 50% din producție, pierderile sunt enorme. Cercetarea și dezvoltarea, acest departament care este foarte mare, ne permit să inovăm și să omologăm substanțe active noi, așa cum este cazul și substanțe active mefentrifluconazol, adusă în România în anul 2021. Și care este cea mai nouă substanță din grupa chimică a triazolilor și care combate excelent nenumărate boli în combinație cu o altă substanță activă, piraclostrobin, formează produsul ideal pentru aplicare în al doilea tratament pentru a combate bolile precum septorioză, rugini, rugină galbenă, chiar și ramularia la orz și să nu uităm de fuzarioză, care este foarte, foarte păgubitoare, iar fermierii care aplică doar două tratamente pot folosi un astfel de fungicid pentru a controla chiar și fuzarioza la spic.
De altfel, vorbim despre o altă substanță, triazolul, specializat în combaterea fuzariozei, Laspic. Este una dintre recomandări? Da, dacă fermierii folosesc 3 tratamente, atunci recomandăm și substanța activă metconazol, un triazol într-adevăr specializat, dedicat combaterii fuzariozei Laspic, care provoacă pagube enorme când este scăpat de sub control, iar calitatea recoltei este mult diminuată. Și pentru acei fermieri care folosesc 3 tratamente, metconazol este un triazol specializat în combaterea acestei boli, care apare frecvent în culturile de grâu. Vreau să vă spun doar atât că pe aceste soluri, ca să produci 9.000 de kilograme de grâu în medie, da, înseamnă că toate verigile tehnologice trebuie respectate, sunt respectate, da, și că fără folosirea unor substanțe de cea mai bună calitate, nu se poate. Este extrem de importantă erbicidarea de toamnă, deoarece presiunea buruienilor nu mai este la fel de mare primăvara, iar fermierii își pot desfășura activitățile din fermă mult mai simplu, iar pierderile provocate de buruienile cu frunză lată, care răsar toamna, pot ajunge chiar și la 30, poate chiar 40% din producție și consumă din azotul ce se află în stratul superficial al solului, azotul care este pus la dispoziție pentru grâu, pentru cereale. Pentru această verigă, pentru erbicidarea de toamnă, recomand un erbicid care conține 2 substanțe active, este vorba de tritosulfuron și florasulam, care se poate aplica atât toamna, dar se poate aplica și primăvara până la apariția frunzei stindar, deci are o perioadă foarte lungă de aplicare. Dacă cumva s-a ratat erbicidarea de toamnă, se poate face fără probleme erbicidarea de primăvară. Controlează excelent peste 80 de specii de buruieni cu frunză lată. Că se retrag multe substanțe, multe fungicide, cu ce noutăți veniți? Așa cum spuneam, mefentrifluconazol este cel mai nou triazol, omologat și înregistrat după mai bine de 20 de ani. Deci după 20 de ani avem o nouă substanță activă din această grupă chimică, din care se retrag foarte multe substanțe active, din păcate, în cadrul Uniunii Europene. Și căderea cerealelor este o problemă. Da, este o mare problemă, în special în lunile mai și iunie. Fermierii desigur că se gândesc la recoltat, deoarece nu mai este mult timp până la recoltat, iar atunci apar furtuni, apar vijelii și cerealele, grâul, orzul sunt culcate la pământ. Pierderile de producție sunt semnificative, dar pe lângă acest lucru cresc costurile cu recoltatul, deoarece consumul de motorină este mult mai mare, calitatea producției, calitatea recoltei este de asemenea diminuată. În cele din urmă, când cad cerealele, bolile pot apărea de asemenea mai frecvent și în final pierderile, vorbim și de nu doar de producție, cât profitul este diminuat per total. Pentru căderea cerealelor, o soluție este aplicarea de regulator de creștere. Cu cât îl aplică fermierii mai devreme, cu atât mai bine, adică undeva în faza primului internod, deoarece scurtează distanța dintre internodii, astfel că plantele au o dimensiune mai mică, rădăcinile sunt mai bine dezvoltate, mai puternice, frații de asemenea se dezvoltă uniform, paiul este mai gros, are o susținere mai bună a plantei și în cele din urmă, când avem acele furtuni și vijelii, nu mai cad, nu se mai plică.